Caravana Ecotic, proiect finanțat din fonduri europene, și-a propus să ajungă în peste 100 de orașe și 200 de școli în cei 2 ani de desfășurare. Primul oraș în care a poposit este Slatina. Copiii au observat că sunt dorni să afle noi informații, sunt foarte interesați de felul în care natura își desfășoară activitatea. Noi o să ajungem, acum suntem în Slatina, ne desfășurăm activitatea și în piețe, astfel încât oamenii să vină cu electrocasnice, cu deșeuri electrice, să poată să contribuie la această activitate. Rând pe rând, elevii școlii Constantin Brâncoveanu au trecut pragul caravanei, acolo unde au aflat lucruri noi despre reciclare, atât prin intermediul jocurilor, cât și cu ajutorul reprezentanților proiectului. Se referă practic la recicla separat, selectiv, dar și corect. Sticla merge la cubela verde, plasticul merge la cel galben, iar electricele merg la cubela mare ecotic. Bateriile și acumulatorii aici. Facem reciclare în primul rând să putem să sistăm și să putem să sistăm producția aceasta de produse noi. Să refolosim, să putem să nu mai consumăm atât de multă energie și bani. Iar pe planul 2 e vorba de natura noastră și noi facem parte din natură și e important să avem grijă de noi. Iar cei mici au reținut imediat mesajul transmis. Nu trebuie să aruncăm în natură gunoaiele. De ce nu trebuie să aruncăm gunoaiele astea în natură? Pentru că o poluăm și e mai bine pentru noi. În momentul în care o să vezi pe cineva că aruncă hârtii pe jos, ce o să faci? O să-i spun să nu arunce. Că trebuie să reciclăm. Dar ce este reciclarea? Ce înseamnă să reciclăm? Să reciclăm înseamnă că ajutăm natura. Și de ce trebuie ajutată natura? Că altfel pământul o să se ducă în, nu știu, cred că într-o gaură neagră. Mi-a plăcut că ne-a arătat multe lucruri domnul, ne-a învățat să nu aruncăm obiectele care se reciclează, să le ducem înapoi, că putem să facem obiecte multe din ele. Dar de ce nu trebuie să aruncăm noi gunoaie în natură? Fiindcă dacă aruncăm sticle, poate să sparg și să lovesc animalele. Alte școli în care caravana Ecotic va poposi sunt Nicolae Iorga, Gimnazială 1 și 3 și Eugen Ionescu.